țineți minte discul Cei ce ne-au dat nume al trupei Phoenix? Frumos și meșteșugit album, cu ciclul anotimpurilor, semn că nu e doar Vivaldi pe lume, cu Nunta, cu Negru Vodă, cu Pseudo Morgana. De unde să știe Phoenix că titlul lor de disc avea să fie preluat atât de creator de Partidul Comunist Român? De unde să știe că avea să fie transformat în instrument de schimbare a identității? Și de unde să știe că printre cobaii acestui procedeu, căruia astăzi am spune rebranduire, aveau să se numere, în primul rând, fotbaliști români de etnie maghiară, care jucau sau se transferau la echipe din București. Cazul cel mai cunoscut este al lui Sechei Ernest, care joacă o vreme la Jiul, după care, supărat că echipa nu-i asigură intrarea la facultate, pleacă la Oradea, unde nu poate să joace fiind suspendat de Petroșeneni. La FC Bihor, Sechei doar se antrenează, numai că Marin Bărbulescu, omul care răspunde în anii 1980 de Victoria București, echipa Securității, îl dorește mort copt pe Sechei la echipă. Povestea e simplă. Sechei scapă de suspendare și poate juca la Victoria doar dacă acceptă să nu-l mai cheme Sechei. Jucătorul nu se împotrivește, ba chiar își alege singur noul nume, Dan, după numele de fată al mamei care a divorțat, lămurește el. Zis, judecat și adjudecat. De astăzi ești Dan Daniel, decide cu risipă de fantezie Marin Bărbulescu și procură acte noi fotbalistului în 30 de minute, într-o vreme când pentru așa ceva pierdeai minimum o lună. Sechei Ernest, alias Dan Daniel, nu e singurul fotbalist român de etnie maghiară căruia îi se schimbă numele. În plus, Sechei nu vine singur de la Oradea la București, ci însoțit de Culcear Sandor, pe care organele de la București îl transformă în Alexandru Culcear. Nici Zatmari Lajos, fostul fundaș dreapta al Stelei București al Naționalei din anii 1970, nu poate evita vizita la salonul de chirurgie identitară. Cu sau fără anestezic, el este întins pe masa de operație a stării civile, iar când se dă jos, are în buletin un nume neauș, Ludovic Sădmăreanu. Un caz special este Bărâni Laslo, trecut de la ASEA Târgu Mureș la Steaua București și a ajuns cu timpul om de bază al echipei naționale. Din motive încă neelucidate, Bălănii se bucură de concesia numelui de familie, care nu îi se schimbă, în Băleanu, de exemplu, cum s-a întâmplat în alte cazuri. În schimb, prenumele trebuie modificat. Și așa cum Lajos de mai devreme devenise Ludovic, Laslo devine Ladislau, iar presa continuă să-l numească așa și după 1990, inclusiv în ziua de azi. A nu se crede cumva că doar fotbaliștii aveau parte de asemenea tratamente. Marea campioană la săritura în înălțime, Balaș Iolan, câștigă o căruță de medalii pentru România sub numele de Iolanda Balaș. Iar dacă ieșim din bătătura sportului, descoperim că și lui Olah Tibor, cunoscutul compozitor și autor de muzică de film și de studii despre Bartok Bela și George Enescu, îi se schimbă numele în Tiberiu Olah. Să conchidem că am punctat și noi pe tabela de marcaj a războiului cu ungurii? Eu unul m-aș feri, sau m-aș feri, s-o fac.